dragii mei, astăzi, împreună, vom face plăcinte. Eu le-am numit plăcinte crețoase, veți vedea un pic mai târziu de ce. Denumirea se datorează formei pe care o vom da. Sunt niște plăcinte foarte gustoase, pufoase, moi, subțiri, ceea ce permite tuturor doamnelor și domnișoarelor, chiar și celor care sunt la dietă, să se înfrupte cu ele. Pentru aceasta vom avea nevoie de 500 de grame de făină, calitate superioară, cernută. Țin să menționez că eu de fiecare dată cern făina asta, dă produsului nostru o pufoșenie, să zic așa. Produsul este mult mai pufos, mai moale. 250 de grame de lăptic amestecat cu apă, puneți 1 la 1. Aici iar am să menționez că ați putea avea nevoie de un pic mai puțin lăptic sau un pic mai mult, în dependență de mărimea oului pe care noi îl vom adăuga și a umedității făinii. La fel, vom avea nevoie de o linguriță de sare, un praf de drojdie uscată, un ou și 2 linguri de ulei. Am să pornesc mixerul meu cu cârlig la viteză mică. Am să adaug produsele rând pe rând, una câte una. Nu e necesar să le adăugăm după o ordine oarecare. Am adăugat lăpticul cu apa, acum ouul, uleiul, praful de drojdie și sare. Voi mări un pic viteza. E nevoie să obținem un aluat nu foarte dificil, dar destul de moale. Cât mai moale posibil ca pacientele noastre să fie foarte bucare și foarte frumoase. Am să vedeți cum fie viteza asta. Viteza aluatul micul meu la viteza 2 de aproximativ 10 minute. Revin, se va arăt, și moale, va fi aluatul nostru. Așa arată aluatul nostru după 10 minute de frământat. Am să opresc mixerul. Nu a fost nevoie să mai adaug nici făină, nici apă sau lăptic. Pe parcursul frământării s-a primit o proporție perfectă. După cum vedeți, nu este lipicios, care este foarte moale. Va fi foarte ușor de lucrat și respectiv plăcințele noastre se vor primi foarte, foarte puhave. Acum voi lua cântarul meu, îl voi porni. Voi pune pe masă de lucru un pic de făină și voi împărți aluatul în biluțe egale. Mie îmi place totul să fie egal, totul să arate bine. Vă sfătuiesc să faceți la fel. Fiecare biluță ar trebui să aibă câte 100 de grame. Prima biluță. A doua biluță. Fiecare plăcințică va fi formată din câte 2 biluțe. Eu am să vă arăt modul de modelare unei plăcinte. Este foarte simplu. Priviți ce aluat plăcut, ușor la atingere este. Așa. Mâna mea deja simte cu aproximație cântărește, aș zice. Unde ar trebui să fie 100 de grame, unde mai puțin, unde mai mult. Așa. Ok. Plus minus 2 grame, nu este nicio problemă. În acest aluat ne vor ieși aproximativ
5 plăcințele. Depinde de mărimea pe care o veți da-o. Am aici deluțe pentru 4 plăcinte. Mi-a mai rămas o bucățică micuță în plus. O voi păstra așa cum din fiecare plăcintă îmi va mai rămâne câte un pic de aluat, astfel vom face acicea plăcințică. Voi feri cântarul, voi lua un pic de făină. Eu, atâta timp cât s-a aluatul s-a frământat, am pregătit aici brânză cu ou și un pic de sare. Eu voi face și plăcințele cu varză și cu cartofi, dar nu am de gând să vă rețin foarte mult. Am să vă arăt cum se face una, o citurim ușor. Eu varza o călesc, îi adaug un pic de ceapă, sare, piper negru, îi adaug și ciuperci la preferință, la fel și cartofi, îi fierb. Le adaug un pic de ceapă călită, poate și un pic de ciuperci călite, sare, piper. Vom face o turtă destul de subțire. În genere nu plac plăcintele groase, chiar dacă am pus un pic de drojdie. Foarte puțin, după cum am spus, un praf de drojdie. Vom citori foaia destul de subțire. Mie nu-mi plac plăcintele groase, nu mi-au plăcut niciodată, niciodată nu mi-au plăcut plăcintele care au foarte mult aluat. Tocmai asta și m-a dus la ideea de a crea aceste plăcințele. Așa. Încă un pic aici. Nu e nevoie să fie perfectă, acum și să vedeți de ce. Pentru că îi vom da noi forma perfectă. După cum am zis, mie îmi place să stea toate una peste alta, una ca una. Dacă m-aș trădui tare, aș face, aș citori aluatul perfect, dar atunci când sunt mai ales în grabă sau am multe de făcut, prefer să lucrez altfel. Acum că avem turta gata, voi lua un capac. Noi, gospodinele, trebuie întotdeauna să ne punem intuiția la bătaie. Aceste resturi de aluat le vom păstra. Eu am să le adaug în bolul mixerului, ca la urmă am să le mixez pe toate și voi face cincea plăcințică. Uite așa, prima parte a plăcințicăi este gata. Voi lua a doua tortă, o voi citori cu aproximație, ca și pe prima. Vă zic că este o metodă foarte ușoară. Multe gospodine nu prea pot să împăturească plăcintele. Eu nu că n-aș putea, dar după cum am zis, pentru faptul că mie nu îmi plac plăcintele cu prea mult aluat, am decis să le fac anume așa. Ideea mea aparține. Un pic, aluatul este foarte, foarte ușor de modelat, după cum vedeți. Nu se rupe, nu se lipește. Este absolut perfect. Cred că este destul. Acum și să vedem. Iar luăm căpăcelul nostru. Dăm forma. Alăturăm mărcinuțele. Și poftim. Încă
încă un pic și plăcinta noastră este gata. Să știți că, da, nu durează atât de mult. Multă lume se sperie când vine vorba de făcut plăcinte. Eu ador să le fac. Am să iau un pic din umplutură. Am să adaug pe una din foi. Eu cred că am să adaug toată umplutura de fapt. Mie îmi plac plăcintele cu multă umplutură. Așa. Lăsăm mărcinuțele libere. Avem nevoie de ele să le lipim. Așa, ne străduim cât mai egal. Bun. Am adăugat a doua parte deasupra. O punem deasupra așa frumos. Și începem să lipim dintr-o parte. Cu degețelele. Iată așa. Vedeți cât de frumoasă se primește? Da. Eu îmi imaginez o fustiță tutu. Da, deci ideea e bună. Cred că așa și vor rămâne plăcințele tutu. Ideea denumirilor mi-a venit chiar acum, până acum le spuneam plăcințele crețoase, dar îmi par mai cochete în numite plăcințele tutu. Ia, priviți! Ce plăcințică frumoasă avem noi, subțirică, cu multă umplutură. Mergem la prăjit. Am să pornesc caragazul la foc mediu. Nu-mi place să prăjesc plăcintele la foc mic pentru că absorb prea mult ulei. La foc mare, desigur, nici atât. Am adăugat un pic de ulei în tigaie. Lăsăm să se încingă un pic. Cam un minuțel. Eu folosesc ulei fără miros. Încă un pic. Și uleiul nostru este încins. Eu prefer să mă asigur că uleiul este bine încins înainte de a pune plăcinta, nici de cum în uleiul semi-cald, pentru că în acest caz plăcinta noastră absorbe foarte mult ulei. Mie asta nu-mi place. Un pic de răbdare. Am să pun un strop de apă. Uleiul nostru încă nu este gata. Cam așa verific eu. Da. Aproape gata. Este gata. Ultima picătură aici. Am să aduc plăcințele mea.
tubul aici, am să strac cu cubitoarea, să luăm șculeț. Acesta este procesul. O prăjim pe o parte, o prăjim pe altă parte, o scoatem, o punem pe o hârtie de bucătărie. Plăcințica noastră s-a prăjit pe o parte. O voi întoarce. Uitați că este de frumoasă. Am prăjit-o aproximativ 3 minute. O voi mai prăji 3 minute pe a doua parte. Nu-mi plac plăcintele albicioase, care sunt foarte puțin coapte. Cu toate că avem aici m-a luat toate subțire, mie îmi plac plăcintele să arate cold, roziu. După cum am spus, îmi place să și arate bine, nu doar să fie bune. Cam acesta este procesul de coașerea plăcintelor tutu. Eu sper că v-a plăcut rețeta și vă invit să vă abonați pe canalul meu de YouTube pe toți teritorii de a-mi urmări activitatea, porniți notificațiile, astfel veți fi primii cei care veți ști când am postat un video nou. Au trecut 3 minute. Iată, așa arată plăcintica pe partea a doua. Și la fel de frumos.